Emma, ești gata? Voiam să luăm micul dejun. Emma? Ce faci în spatele castelului de prințese? Ah, nimic, nimic. E foame. Hai la micul dejun. Mergi tu înainte. Trebuie să aflu ce a făcut aici. Ce secret o fi având? Oh, nu. De ce ești așa supărată? N-am făcut nimic, te-am așteptat cu micul dejun. Oare de ce am găsit astea în spatele castelului tău de prințese? Jeleuri și înghețată topită. Explică-mi, te rog. Mama, mi-ai găsit ascunzătoarea pentru dulciuri. E a mea, nu e a ta, să știi. Aha, și sunt dulciurile tale sau le-ai furat de la bucătărie? Iar înghețata se ține în congelator, nu o poți lăsa în cameră. Scârbos. A, scuze, voiam să o ascund de Iulian și de Ana. Altfel nu mai primesc nimic. Emma, ți-am spus, dacă vrei dulciuri, trebuie să ceri, nu să le iei pe ascuns și să mă întreb mereu de ce nu ți-e foame. Luăm micul dejun? De fapt, nu mi-e foame. Am mâncat deja jeleuri și ciocolată. Nu se poate, nu poți să trăiești doar cu jeleuri și ciocolată. Hai la grădi. Haide. Bună dimineața, Emma, Claudia. Mi-e cam greu să vorbesc, sincer, mi-e rău. Îți e rău? Ar fi trebuit să stai acasă. Claudia, de ce o aduci dacă e rău? Ah, n-are nicio boală. A mâncat prea multe dulciuri înainte de micul dejun, atâta tot. Și aici încearcă mereu să le găsească, dar le-am ascuns în spatele cuptorului cu microunde, să nu poată ajunge la ele. Asta e o idee bună, Brigita. Trebuie să plec. Emma, mai ușor cu dulciurile, te rog. Cred că azi nu intru în piscina cu bile pentru că s-ar putea să vomit peste tot. Dacă ți-e rău, te rog să stai la distanță de piscină. Îți dai seama cât de greu s-ar curăța? Isabel, ce ți se pare că fac? Am zis deja că stau afară. Mă calci pe nervi. E totul în ordine. În cazul ăsta ieși și eu din piscină. Ce-ai pățit, Emma? Ești bolnavă? Am auzit că ai mâncat dulciuri înainte de micul dejun și nu ar trebui să faci asta. Deci e clar de ce ți-e rău. Încă mai ascunzătoarea? Hă? Nu mai am. Mama a descoperit-o în dimineața asta și ascunsesem de toate acolo. Am apucat să mănânc câte ceva de dimineață, dar acum a prins și a luat tot. Nu știu despre ce vorbesc, dar mă simt exclusă. Nu-mi pasă. Oricum sunt plictisitori. N-am nevoie de prieteni la grădi. Oare ce șușotesc cei doi în colț? Cred că pun ceva la cale. Jur că nu vei spune niciodată nimănui secretul nostru? Da, rămâne între noi, e un secret! Ați putea să-mi spuneți și mie secretul vostru? Bine, n-ar mai fi un secret, dar vă rog! Da, mereu când sunt în piscina cu bile, mi se face frică că mă duc la fund și nu mă mai întorc niciodată. Ăsta e secretul, l-am spus. Dar nici măcar nu sunt atât de multe mingi. N-am auzit copiii cărora să le fie frică de asta. Au ceva împotriva mea? Eu sunt de vină că mă exclud? Nu, suntem toți prieteni, dar Malik și cu mine avem aceeași obsesie, dulciurile, și niciodată nu primim destule. Acum cred că ceilalți o exclud? Grupa mea de grădiniță se dezbină! Oh, nu! Copii, ce părere aveți dacă tragem un pui de somn cu toții? Vă spun o poveste! Da, super! Super idee! Bine, fiecare să se așeze confortabil pe salteaua lui, în timp ce eu îl iau pe Mihai și îi aduc sticla cu lapte. Bun, ce poveste vreți să auziți? Orice subiect vreți voi. Sper să am imaginație. Vreau să aud o poveste despre o comoară și o prințesă, iar eu să fiu prințesa. Eu vreau o poveste despre o floare care poate să vorbească. Noi vrem o poveste despre dulciuri. Da. Bine, după cum se vede, avem două voturi în favoarea poveștii despre dulciuri. Să vedem. A fost odată ca niciodată un tărâm cu râuri de ciocolată, copaci din vată de zahăr, unde totul mirosea frumos. E de fapt o poveste adevărată, să știți. Ha-ha. Ai auzit, Emma, o țară dulciurilor? Trebuie să mergem acolo, Malik, chiar astăzi. Unde și-a ascuns Ana geanta? Geanta de călătorii. Da, sunt de acord cu tine, Filip. Avem prea multe teme. O clipă, sora mea e aici. Poți continua, aveam nevoie de geanta asta de aici. Emma, am lăsat un mesaj vocal, nu vorbeam la telefon. Ce faci cu geanta mea?
E pentru excursia mea și a lui Malik în țara dulciurilor. Excursie? Țara dulciurilor? Tu și Malik? E un joc de-al vostru, nu? Nu. Nu, mai bine nu-i spuneam nimic. Ana, poți lăsa un mesaj mamei ca să știe unde am plecat? Da, normal. Eu apăs și tu vorbești. Să vedem dacă te ia în serios. Bună, mama! Sunt Emma de pe telefonul Anei. Fac o excursie cu Malik în țara dulciurilor. Mă întorc mai târziu cu burta plină. Nu o să mai fur dulciuri. Emma, sunt Malik. Ziceai să ne întâlnim aici. Sunt gata. Da, Malik, vin acum. Geanta asta e tare grea, frate. Stai, calmă, m-am gândit la toate și am adus un cărucior cu care să cărăm gențile. Cool, ce geantă ai? E geanta mamei tale? Da, nu contează. Trebuie să ajungem urgent în țara dulciurilor. Oh, a fost tare obositor, dar măcar am ajuns la stația de autobuz. Oare cât mai e până acolo? Nu știu, dar la cât vine autobuzul? Știi să citești orarul? E, să vedem. Văd doar cifre, dar sunt multe și puse una după alta. Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic. Uite acolo niște copii de școală. Ei știu sigur să citească. Am putea să-i rugăm să ne spună și nouă. Hei, scuze de deranj. Ne puteți spune când vine următorul autobuz? Depinde de ce linie de autobuz vreți să luați și în ce direcție vreți să mergeți, da. Oh, prea multe întrebări! Hai să păstrăm lucrurile simple! Când vine autobuzul? Bine, următorul autobuz vine în 5 minute. 5, da. Bine, mulțumim mult! Hai, Malik, să stăm mai departe de ei. O să se țină după noi să ne fure dulciurile. Ăștia doi se comportă foarte ciudat. Crezi că fug de acasă? Emma, uite, autobuzul a ajuns deja! E imens! Să verific dacă încă avem toate bagajele. Da, tot e aici. Bună! Păreți să fiți singurii călători astăzi. Bună, domnule șofer! Ne puteți ajuta cu bagajele? Cu siguranță, dar unde sunt părinții voștri? Nu contează! Mama știe deja! I-am trimis un mesaj vocal. Putem să-i dăm drumul? Bine, în ordine. Copiii sub 6 ani călătoresc gratuit și am vaga impresie că voi vă încadrați. E ok, oricum n-aveam bani. Atenție! Wow, ce geantă feminină! Uite, Malik! Stăm în față și vedem totul de sus! Țara dulciurilor, venim! Cum vă cheamă? Eu mă numesc Emma, iar el e prietenul meu Malik. De ce? Hai să stăm jos, Emma! Da, mai bine în spate, unde stau copiii cool. Yay! Avem întregul autobuz doar pentru noi. Am un presentiment urât în legătură cu cei doi. Călătoresc singuri și n-au nici măcar 6 ani. O să sun la centrală. Ce zic rea la muncă, abia aștept să mă întind pe canapea. Cine o fi la telefon? Claudia Anton, alo? Da, am o fiică pe nume Emma. S-a întâmplat ceva? Nu se poate. Emma mea e acasă. Un moment. Emma? Emma nu e aici, mama. Ți-a lăsat un mesaj vocal că e într-o excursie cu Malik. Credeam că e un joc. Chiar a plecat? Aveți dreptate. Fiica mea nu e aici. Vin după ea. În stația de autobuz? Domnule șofer, mi se pare ciudat că nu ne mișcăm. Nu aveți permis? Nici eu nu am, dar de ce lucrați aici dacă nu conduceți? Da, mai vin și alți călători. M-au sunat și trebuie să-i așteptăm. E încă în stația de autobuz. Stați! Malik, sunt mama mea și tatăl tău. Nu. Emma, nu poți pleca de acasă așa și nu poți lua încă autobuzul. Unde voia să mergeți? Ți-am spus unde merg. Mi-ai zis să te anunț când plec undeva, așa că ți-am lăsat un mesaj vocal. Nu l-ai primit? Eu nu am primit niciun mesaj de la Malik. Sunteți prea mici. Unde voiați să mergeți? Dacă mi-ai fi cumpărat telefon, ai fi primit. Mergem în țara dulciurilor. Opa, m-am dat de gol. S-a terminat excursia. Mergem cu toții acasă. M-am speriat îngrozitor. Mama, dar voiam să mergem în țara dulciurilor, unde sunt râuri de ciocolată și copaci din vată de zahăr. Știi ce mult îmi plac dulciurile și mi-ai distrus ascunzătoarea. Țara dulciurilor?
Nu știu unde vine asta, dar cunosc un magazin de dulciuri la două străzi mai jos. Vă pot duce acolo. Ce spuneți? Oricum am ajuns până aici. Bine, să mergem. Fiecare își cumpără un singur lucru. Of, în ce m-am băgat, Doamne, ce zi lungă o să fie.